tale, Dar să ne spune, ce s-a întâmplat? Păi, priată s-a lovit alea de acolo, de o altă. Dar cum? Cum s-a? N-ați văzut cum s-a întâmplat acolo? Nu, eram aici când, eram în curte. Eram în curte și am auzit, când am ieșit deja alea de acolo. Și domnul vie, e în partea asta. Și când am văzut că, băi, el a pus rână. Și a intrat în șanț. Și l-a dus în șanț. Dar au fost rănit? Nu, ăla din mașina aia de acolo mică. Grav? Da, ăla a fost, că am mers acolo, m-am lăsat mult și l-am pus într-o dungă, că tușea. Da, dar câți erau în mașina aia mică? Unu. Persoana mai în vârstă așa, la 60 de ani. Și în microbuz? Și în microbuz erau mai mulți, 2 sau 3. Și n-ați întrebat cum, ce s-a întâmplat? Păi microbuzul mergea spre Cășei și ăla vinea dinspre Cășei în coace. Și-o fi intrat pe contrase? Și sau? Asta microbuzul l-am văzut, a respirat, nu știu ce... Nu. Zice că o derapat. Mai mult... Ia și l-a tors în drum. Și ăla l-a lovit, ăla cu aia albă, l-a intrat în el. Dar tot ce am observat, când l-a lovit microbuzul, s-ar părea că microbuzul a intrat pe contrasens. Și atunci ăla l-a ciocnit, că s-a lovit mai mult partea stângă a microbuzului. Și aici poliția decide și ce-o declara el. Mulțumim tare. Mm-hmm.